Apa. Ia, uitați-vă la chestia asta. What? În episodul de astăzi vom reacționa la o mare nebunie. Minecraft, Minecraftul pe care cu toții îl știm, este pătrat, frate. Este, efectiv, totul este un pătrat, totul este pătrățos, are grafică de Minecraft. Când te gândești la Minecraft sau la grafica Minecraftului, bă, te gândești la pătrate, frate, efectiv, cuburi. Ca la Lego, știi? Dar astăzi vom reacționa la câteva videoclipuri care vor contrazice această teorie și vom vedea cum ar arăta Minecraft-ul realist, în viața reală, frate, gen super real. Așa că, oameni buni, aveți reacții de genul, aveți apropo creditele în descriere, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să activați clopoțelul și dacă vom strânge la acest videoclip peste 3000 de like-uri, vom mai face reacții pe canal și hai să vă arăt cam cum arată nebunia asta. Băi, știi ce mă întreb eu? Cum au reușit oamenii ăștia să facă chestia asta? Deci uitați-vă, faci o casă, nu știu ce, bă, pare că e în Minecraft, nu? Deci pare că e Minecraft. Ia niște apă și uitați-vă la asta când pune apa. Ia, uitați-vă la chestia asta. What? Păi, efectiv, wow. Wow, wow, wow. Deci, efectiv, chestia asta e insane. Nu înțeleg cum există așa ceva. Păi, e real, poți să descarci chestia asta? Sau, cred că e o animație, sincer. Cred că e o animație 3D sau ceva de genul. Dar, bă, arată prea bine. Wow. Cât de tare arată. Ok, TNT acum. Aici o fântână. Și fii atent că explodează TNT-ul. Ia. Fii atent. Bă, voi ați văzut cum a explodat apa aia, mă? Doamne, trebuie să mai văd o dată chestia asta. Parcă pe suflet m-a uns. Ia, și uite, acum când distruge blocurile, bam, bam, bam. Ia, și ce face acum? Ia, fii atent. No! Ia. Păi, ești nebun. Ce explozie, bă, frate. Ok, aici niște sticlă. Ok, ce o face cu sticla asta, oare? A, e apă în sticlă. Oh, ok, deci e... Ok. Bă, arată atât de bine. Deci, nu știu, pentru mine e super satisfăcător clipul ăsta. Bă, e satisfăcător, mă satisface pe suflet clipul ăsta. Pe bune. Deci, uitați-vă, se fac până și bulbuci în apă. Wow. Nu știu cine e tipul ăsta, dar ce-i drept, știu că știe să facă chestiile astea. Băi, și treaba e că clipurile astea au dat atât YouTube-ul din străinătate, cât și YouTube-ul din România peste cap, pentru că clipurile astea au peste 40 de milioane de vizualizări și dacă nu mă credeți, le aveți în descriere și puteți să vă convingeți chiar voi. Bă, 40 de milioane. Deci, efectiv, a dat lumea peste cap. Și atâți, deci au reacționat mulți youtuberi și din străinătate și din România la clipurile astea și e insane. Deci e insane. Uitați-vă la chestia asta. Realistic slime. What? Realistic slime block, bro. Uite-te la asta. N-ai cum. Hai să vedem cum e slime-ul realist. Deci chiar sunt curios. Hai să facem niște experimente. Deci asta e slime-ul normal. Slime-ul din Minecraft. Wow! Cât de tare, dă-te încolo. Bă, dă-te încolo. Wow, uită-te la asta, frate. Uită-te la... What? Ați văzut creeper-ul ăla? Ia, unde-i, mă? Stai, că trecuse un creeper. Ia uite-l! Ha-ha, l-am prins. Doamne, uite cât de tare arată. Zici că sunt... Bă, pe bune, zici că sunt muci. Gen, pe bune. Ok. Deci asta e un slime normal, un bloc de slime normal și asta e... A, ok, cade un envil pe el și nu se întâmplă nimic, ok. Și acum e blocul realist de slime și acum cade envilul. Mama, asta cred că o să fie interesantă. Ia și... Wow! Mamă, ce tare! Ești nebun! Wow, ok, trage în blocul de slime. Ok. Ia și când trage în ăsta. Bă, cât de satisfying e, n-aveți idee. Wow. Wow, wow, wow. Ați vrea și voi să aveți un bloc de genul? Bă, și asta chiar nu pare să fie animație, chiar pare să fie jocul real. Pe bune. Ia. Da, mă, da. Da, tată. Da, tată, bloc de slime realist, frate. A, și uite ce zice. This is a CGI video that was made just for entertainment. Adică e o animație. Da, ăsta e tristul, adevăr, e o animație, oameni buni. Deci pe asta trebuie să o văd acum. Deci n-ai cum. 15 milioane de vizualizări, ce să mai ai? De la tipul Steve, deci, bă, prea blană.
prea bland, Steve. Deci, hai să vedem. Realistic lava vs. water în Minecraft. Deci, uitați-vă, știți deja cum arată apa. Deci deja ne-am obișnuit cu apa. Uite, frate, cât de tare arată. Wow. Ok. Deci și aici apa realistă. Bun, acum pune niște cabală. Oh, și pune la... Wow. Păi, ești nebun. Wow. Wow. Deci la asta nu mă așteptam. Uitați-vă la lava asta cum arată. Păi, ești șobolan, mă. Wow, cât de tare. Și uitați-vă ce pum se face, frate. Incredibil. Incredibil, deci îl iubesc pe tipul ăsta. Vreau să mai văd lavă. Deci realistic lava în Minecraft. Deci lavă realistă. Vreau să văd mai... Deci, te rog, dă-mi mai multă lavă. Bun, deci stone, ok. Punem niște piatră, frumos, deci o treabă, un anvil. Uită-te la lava asta, frate, ești nebun. Wow! Bă, băiatule! Da, tată! Minecraft realist, asta vreau să văd. Tă-te încolo cum arată. Genial. Ia, sunt greu ce face acum. Ce face oare? Face un iron golem. Ok. No! Oh, what? Uite, văd că nu pățește nimic. Wow, cât de... Ce? Dar de ce nu pățește nimic? Se scurge lava prin fence. Uite cât de tare. A, și l-a plecat. Nu s-a întâmplat nimic. Pa! Wow, și uite cum se scurge lava de pe el. Băi, e atât de bine făcut încât... Bă, zici că e o gelatină, zici că e un slime, efectiv. E și e satisfăcător rău, gen. Chiar e super satisfăcător. Uite-te la asta. Deci, cade lava pe el, nu are nicio treabă. Ce, s-a întâmplat ceva? Nu, boss, nu s-a întâmplat nimic. Hai, salut. Ok. Na, o treabă n-are. O treabă n-are. Gata. Ok, ia să vedem. Set, lava. Wow. Dă-te. Ia, realistic honey block. Deci bloc de miere realist. Asta cum o fi oare? Deci îl punem pe ăsta normal și acum îl punem pe ăsta realistic. Wow. Bă, deci trebuie să, deci vreau să vă spun că blocul de honey e unul dintre blocurile mele preferate din Minecraft din pricina sunetului și al feel-ului, efectiv, bă, nu știu, îmi place prea mult blocul de honey. E genial. Acum uitați-vă că îl văd în realitate, frate. Wow, și e genial. Wow, uite cum se balancează. Zici că e, bă, dacă slime-ul zici că era un muc, mama, e silent. Ăsta zici că e efectiv, nu știu, ceva slime, dar e așa super lipicios, nu știu. Nu o spune. Ia. Ok. Ok, deci ăsta e blocul normal și ia, blocul realist. Wow, mă, bă, dar uite cât de tare se face când îl pune. Wow. M-am șutat toată ziua la astea. Ia. Wow! Mamă, cât de tare! Tată! Păi, ești nebun! Cât de tare! Nu vine să cred ce văd, efectiv! Bă, sunt unele animații și unele chestii atât de satisfăcătoare pentru ochiul uman! Ia! Sticky piston, honey block, block of diamond! Așa, și ce se întâmplă? Down! Ok! Up. Așa. Și ce vrei să ne arăți? Ah, că acum pune cu realistic honey block. Ia. Bă, ești de bun, cum e agățat. Dă-te încolo. Zici că e agățat prins în două șuruburi. Ce, mă? What? Cum, mă? Cum a făcut asta? Nu înțeleg. Ce? A, că gen s-a lipit honey blocul de pistonul ăsta. A, wow. Deci asta îmi place prea mult. Realistic 3, copac realist. Wow. Wow, 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 cât de tare e. Cât de tare. Uuu, bine, tată. Cât de tare, bă. Cât de tare. E un copac, frate, e un copac. Ce să mai... Și e un copac, zici că e din povești, din Vrăjitorul, din Oz, din
E prea mișto. Prea mișto. Uite-te la el, frate. Doamne, aș vrea să am și eu așa ceva pe Minecraft. Dar nu există momentan. Și asta mă oftică că nu există așa ceva în Minecraft până... Deci nu există. Ia mă, pe asta o știați? Realistic gres. Iarbă realistă. Da tătuțu. Eu te-are și el la ghișe. Mă duc la cât de realistă e. Băi, ești prost la cap. Da, mă, bă, n-ai cum, ești nebun. Nu dai cu oamenii ăștia pe animații. Deci, doar îmi imaginez cum mi-aș băga eu picioarele așa în viața reală, în iarba asta. Păi ești nebun, uite-te. Bă, da, sincer, arată cam cursed, adică arată cam dubios, sincer, să fiu acest bloc de gres cu iarbă reală pe el. Cred că e mai bine că nu are iarbă pe el, gen, în Minecraft. Păi, oameni buni, cam am jucat acest episod de reacție, dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în continuare de genul, nu uitați să-ți robiți butonul de like. Eu am fost Excellent, iar nu-i sigur că ne vedem data viitoare la un nou episod. Subscribe, pa, pa!